Așteptăm de 3 săptămâni și nu vine. Dăm drumul la robinete degeaba. Zeci de localnici din satul Beacu Mare au ajuns astăzi la capătul răbdării. Pe caniculă, aceștia au fost nevoiți să care apa de la vecinii care au fântâni la câțiva kilometri distanță. Ne confruntăm cu o situație foarte grea, deoarece primăria nu ne distribuie apă, nu ajunge apa la noi. Cărăm apă de la 1,5 km cu butoaiele pentru animale, pentru spălat, pentru toate cele. De cât timp n-aveți apă? Cel puțin 3 săptămâni. Și cum vă descurcați? Foarte greu. Uitați, pe caniculă asta ne cărăm apă cu bidoanele, cu sticlele. Animalele nu știe nimeni de ele. Deși pare incredibil, la vecinii cu fântâni se formează și cozi impresionante la apă. Iau apă de la mine, din fântână, că nu la robinet nu este. În mare mă spăl și eu, că pun un bidon de 5 kg de apă și mă spăl. Ce să fac? Vitele bea pe edil, pe unde apucă și ele. Au cerut și ajutorul autoritățile locale. Pe edilul șef l-au văzut prin sat, însă nu acum când au probleme. Ce să vină primarul? Noi nu l-am văzut. La alegeri, în campanie electorală. Mai vine peste 4 ani. Când a aflat că se filmează, primarul Aurelian Cotrlău a venit imediat la fața locului. Reacția sa i-a intrigat, însă, pe localnicii care suferă de sete. Ce fac acum e avertizare cu galben de caniculă? N-au gram de apă. Se descurcă oamenii, au fost învățați să lupte cu... Corect. Dar ce vreți? Dar dumneavoastră cu cine le ajutați? Cine le dă nouă și banii pe potcoave și hamul și ele rupte? Să car toată ziua prin caniculă. Căruța cu calul? N-au cine? Pe căldura asta, m-a tăiat văzut. În comuna Scoarța e aplasată pe dealuri. Și fiind drumuri de coastă, cei de jos sau cei de sus nu au, e normal. Fiind cererea foarte mare de apă. Edilul șef este convins că se fură apă și vrea ca cei care rabdă de sete să-i prindă atât pe hoți, cât și pe cei care udă grădinile. Până atunci, localnicii n-au decât să dea la manivelă pentru a scoate apă cu găleata din fântânile vecinilor. Reprezentantul Societății de Alimentare cu Apă a promis la telefon că va lua legătura cu primarul pentru a găsi o soluție.